După ce presa a anunțat despărțirea Ralucăi de Walter Zenga, vedem ce au de împărțit cei doi la divorț, cât îi va rămâne româncerii în averea fabuloasă a antrenorului italian și la ce nu vrea să renunțe nici în ruptul capului Raluca. Adio și-au spus și Raluca și Walter Zenga după 17 ani petrecuți împreună. Soții Zenga au strâns o avere considerabilă, care constă în proprietăți în România, Dubai și Italia, mașini de lux și afaceri. Așadar, să o luăm cu începutul. Walter și Raluca Zenga trăiesc de mai bine de 9 ani în Dubai, în cel mai exclusivist și scump cartier, Palm Jumeirah. Pe lângă faptul că zona este frecventată doar de bogătașii lumii, iar vecinii lor sunt pe măsură, Raluca și Walter locuiesc într-o vilă de toată frumusețea, cu piscină, terasă, sală de fitness, mai multe dormitoare și băi. Prețul pentru o astfel de locuință în acea zonă se ridică la 2 milioane de euro. Tot în Dubai, soții Zenga mai au un apartament al cărui preț depășește 250.000 de euro. A stabilit a doua locuință acolo, nu? Nu, prima. Sau prima, chiar. Prima, gata, ne-am lansat cu rădăcini. Așa e, că de fapt pentru ambii e prima, pentru fiecare e cumva a doua, fiind România și Italia. Între România și Italia am ales Dubaiul, cum e asta. Totuși e cam greu să stai acasă, ce-i drept, e foarte tentant, sunt atât de multe locuri mișto, ai vrea toată ziua, toată seara să fii pe afară, asta să spune, fii cam vega, ba la plajă, ba la o șișa, ba la un viață și poți avea o viață normală când știi că poți să te distrezi tot timpul? Nu, păi asta zic, nu poți avea o viață normală și mulți pretind că vor o viață normală sau încearcă să aibă o viață normală, până la urmă tot ești tras în toate părțile de evenimente, de lansări, deschideri, cluburi, restaurante, nebunii. Și mai ales dacă ești o super vedetă, cum e Walter Zenga în Dubai. Dar soțul meu este chiar temperat. Eu sunt într-o perioadă așa de party animal. Și aș tot ieși la, avem tot felul de evenimente, de modă, de lansări și sunt foarte ofertanți pentru doamne, adică avem buticuri, modă, fashion, designer care normal, vin, normal, sunt bani în zonă, deci toți designerii vin, fac colecții exclusive pentru Middle East. Căror valoare atinge suma de 350.000 de euro. Dar când soțul tău antrenează la mai multe echipe prin diverse colțuri ale lumii și este milionar în euro, nu este de mirare că deții proprietăți în mai multe colțuri ale lumii. Soții Zenga mai au o casă și în Sardinia, acolo unde Walter a antrenat echipa Cagliari. Și dacă mai punem la socoteală că avea un salariu de peste 400.000 de euro pe an, este evident că cei doi au de împărțit o avere cu multe zerouri în coadă. Raluca a fost o răsfățată a sorții și de când a devenit doamna Zenga, antrenorul a avut grijă să nu-i lipsească nimic și să o răsfețe cum a știut el mai bine. Ați văzut puține fotografii, dar să fiți siguri că a bifat multe locații exclusiviste. Raluca și Walter au plecat mai mereu în destinații exotice, în toate colțurile lumii, locuri la care alții doar visează. Bine, unde mai punem că de mai mulți ani cei doi locuiau în Dubai, țară cunoscută pentru luxul și opulența sa, iar acolo, datorită statutului antrenorului, ea se învârtea doar prin cercuri selecte. Nici la capitolul articole vestimentare și accesorii, Raluca nu a stat rău. Blondina a fost mereu în pas cu moda și a cumpărat ultimele colecții de la cei mai renumiți designeri și a cheltuit o avere pe ele. Păi, spre exemplu, când a împlinit 33 de ani, Walter Zenga i-a făcut un cadou de ordinul zecilor de mii de euro. I-a rezervat masă la un celebru club din Dubai. Ba mai mult, i-a luat și o brățară de la un brand celebru, bijuterie care costă peste 20.000 de euro.
Nu de mult, Raluca afirma că dragostea față de antrenor a venit treptat pe parcursul relației și că se bucură că a găsit bărbatul dispus să-i ofere totul. Și astfel, de-a lungul relației, românca noastră a făcut mai multe sacrificii de dragul persoanei iubite. Dar, ca orice poveste, și a lor are un final.